Peste 200 de moldoveni au fost angajați în Israel, asta datorită unui acord guvernamental. Cei mai mulți cetățeni din Republica Moldova au ales domeniul construcțiilor. La concursul de angajare au aplicat 1300 de oameni, dintre aceștia au trecut doar 212. Pentru locurile propuse au fost aleși bărbați în vârstă de 25-30 de ani, fără antecedente penale, care aveau calificare în domeniul construcțiilor și nu au mai fost vreodată în Israel. Potrivit reprezentanților ambasadei Israelului la Chișinău, persoanele selectate au ajuns în Israel și muncesc. Sunt asigurați cu salarii, condiții de muncă și de protecție socială. Perioada contractului de muncă este de un an de zile, cu posibilitatea extinderii. În medie, constructorii au un salariu de 1000 de euro.